Astăzi revin cu un clip despre modă și despre părțile astea tehnice ale modei. Este un clip long overdue pentru că vi l-am promis din emisiune de la matinal. O să vă las emisiunea în care am deschis discuția despre acest subiect. Și am promis acolo că o să fac un clip mai detaliat despre culori, despre subtonurile pielii și despre cum să asortăm culorile în funcție de subtonul pielii pe care îl avem. Și este o discuție extrem de lungă, extrem de largă, extrem de complexă și extrem de încălcită pe alocuri și am să încerc pe cât posibil astăzi să o descălcesc și să o fac cât mai ușor de înțeles pentru toată lumea, pentru că știu că multe, multe persoane au problema asta cu cum Dumnezeu îmi asortez culorile la pielea pe care o am sau la părul pe care îl am sau cum îmi aleg culoarea părului când vreau să mă vopsesc. Este o întreagă teorie. Pentru că nu vreau să mă lungesc foarte tare în intro, o să începem prin a povesti puțin despre culoarea pielii și despre tonul pielii. Există o mare diferență între ton și culoare, da? Culoarea pielii este efectiv ceea ce auzim, și anume culoarea pielii noastre, care se poate modifica pe parcursul anului. Este cumva ereditară, bineînțeles, pentru că o moștenești de la părinții tăi, dar în același timp se și schimbă, da? Adică nu ai cum să ai aceeași culoare a pielii pe tot parcursul anului, indiferent cât de mult SPF porți, pentru că ea depinde odată de schimbările hormonale din corpul nostru, de schimbările de temperatură, de schimbările de dietă, să știți că și inclusiv dieta afectează culoarea pielii și bineînțeles expunerea la soare. Și aici este o întreagă teorie legată de bronzat și nebronzat și o să vă las în descriere pentru acelea care vreți să aprofundați puțin și subiectul ăsta, partea cu SPF-ul, cât de important este SPF-ul, pentru că aici își joacă un rol foarte important. Da. Subtonul pielii este acea nuanță pe care o capătă culoarea pielii noastre în momentul în care mai este ceva adăugat la ea. E ca atunci când ai o culoare primară, spre exemplu un roșu, pe care o deschizi, o închizi, o faci mai rece sau mai caldă. Da? Subtonul pielii noastre, la fel, este genetic și nu se schimbă niciodată. Iar culoarea pielii noastre depinde foarte mult de subton. Sunt în strânsă legătură. În mod bizar, subtonul nu este influențat de culoarea pielii, dar culoarea pielii este influențată de subtonul pielii pe care îl avem. Și o să înțelegeți asta un pic mai departe în cursul clipului, când am să vă explic puțin mai în detaliu la ce mă refer. În primul rând, culoarea pielii este cea pe care o vedem în lumină naturală. Adică eu mă uit la mine în oglindă, în lumină naturală și îmi dau seama cam ce culoare are pielea mea. Că este deschisă, că este mai galbuie, că este mai măslinie, că este, nu știu, maronie, că este albă, că este foarte albă. Sunt nuanțele astea deschise, nuanțele de alb, sunt foarte, foarte multe nuanțe, o să vedeți, da? Și încerc să-mi dau seama de nuanța pe care o are pielea mea. La fel cum am zis în emisiune, este foarte posibil să găsiți culoarea pielii voastre scrisă pe sticluțele fondurilor de ten, pentru că foarte multe companii cosmetice apelează la acest truc, la a pune culoarea în numele, în denumirea fondului de ten. Dar atenție, că acea culoare, acea denumire a culorii nu denotă și subtonul, da? Deci trebuie să avem mare, mare grijă. În cazul culorii pielii noastre, veți vedea că veți găsi denumiri de genul fair, light, beige, medium, dark și așa mai departe, adică în funcție de coloristică. Acum este foarte greu să pui o etichetă pe culoarea pielii și personal nici nu v-aș recomanda să mergeți până acolo decât în situația în care aveți nevoie să vă procurați un fond de ten, dar în rest nu are nici cea mai mică importanță culoarea pielii noastre, nu are importanță
culoare în sine, pentru că nu asta ne determină caracterul. Culoarea ne face... Nu culoarea ne face mai oameni sau mai puțin oameni, ci este o chestie pur estetică cu care putem să jonglăm foarte frumos și foarte ușor, fără bătăi de cap. Deci este foarte simplu de jonglat cu culoarea pielii. Așa, dar cu subtonul pielii iarăși este o discuție întreagă, pentru că este mai dificil de... observat. Sunt persoane la care va fi foarte ușor să te uiți și să-ți dai seama, uf, ai subton cald, ai subton rece, ai subton neutru. Dar sunt și persoane la care e foarte greu să-ți dai seama și mai există o a patra categorie și anume ciudățeniile naturii. Eu sunt aia și o să vă explic pe parcursul clipului de ce sunt eu o ciudățenie a naturii. Dar până acolo, hai să vedem cum ne determinăm culoarea, subtonul pielii, da? Pentru că sunt trei categorii mari, se spune, de subton al pielii și avem așa, subtonul rece. Sunt mai multe teste pe care le puteți face acasă și puteți determina ce subton aveți, ce subton al pielii aveți. Ideea este doar să fiți un pic atente, adică și atenți, adică nu e nimic așa. Dacă nu vă dați seama, iarăși e o soluție foarte simplă, o să vă zic. Prima variantă ar fi varianta cu venele, da? Pe care bănuiesc că majoritatea lumii o știe, de care majoritatea lumii a auzit, și ne uităm la venele noastre. Dacă avem vene verzi sau așa o maronii, cachi, o nuanță din asta turbată așa de verde, înseamnă că avem subton cald, da? Și asta este pentru că e foarte simplu. Pielea noastră cu subtonul nostru se pune peste... subtonul cald presupune mult galben, ca paranteză, da? Subtonul cald presupune galben portocaliu în el și asta înseamnă că peste venele noastre, care de regulă ele sunt albastre sau verzui așa, mai închis, un albastru mai închis, când pui galben, automat se face verde, da? Pentru că avem culorile, sprintele culori primare care funcționează și legea culorilor primare funcționează întotdeauna. Dacă avem vene albastre, avem subton rece și aici este foarte simplu. De ce sunt venele albastre? Pentru că în pigmentul pielii noastre, în subtonul pielii noastre, nu există acea culoare de galben sau portocaliu și atunci automat pielea o să reflecte fix nuanța venelor, da? De fapt, toată lumea are venele albastre, doar că ele se văd de altă culoare din cauza sau datorită pigmentului pe care îl are pielea în profunzime. Bun. Și mai există cei care sunt la mijloc, cei care au atât vene verzi cât și vene albastre. Este foarte greu să-ți dai seama la vene. În cazul celor care au un pigment neutru, un subton nou în neutru, este foarte greu să-ți dai seama. Când te uiți la vene, de obicei nici nu prea le vezi. Adică nu prea îți dai seama ce culoare au. Sunt movulii, sunt verzi, sunt... nu prea te prinzi exact așa cam ce culoare au. Prin urmare, e cel mai probabil să ai pielea cu subton neutru. Apoi, un alt truc este să iei o coală de hârtie albă, tot așa, de preferat să vă duceți în lumină naturală, dar să nu stați direct în fața în soare, da? Adică să fiți, nu știu, într-o cameră bine luminată, cum e aici la mine, dar să nu stați în fața soarelui. Și dacă veți pune o coală de hârtie, nu pe față, deci comparația asta nu se face cu fața, pentru că fața este foarte afectată de hormoni, da? Prin urmare, nu fața ar trebui să fie punctul nostru de reper și nici zona asta a pieptului, pentru că iarăși majoritatea au în general schimbări de pigment al pielii aici datorită hormonilor sau a soarelui și așa mai departe. Deci ne concentrăm cu hârtie albă, nu știu, pe altă zonă, ori brațele unde nu ne-a atins soarele, ori altă zonă a pielii, dar de dragul demonstrației eu am să fac așa cu pieptul meu și o să vedeți că dacă apropii, bine, again, eu nu sunt cel mai bun exemplu în cazul de față, pentru că sunt, again, o ciudățenie a naturii, dar dacă apropii de zona asta, să spunem, că aici, de exemplu, nu este afectată zona asta claviculei, de lângă claviculă nu este afectată de hormoni, numai aici, pe partea asta, funcționează hormonii, da? Dacă apropii hârtia de zona asta, o să-mi dau seama dacă hârtia este perfect albă și nu este albul acela albăstriu, dacă apropii hârtia, o să văd că pielea mea automat se face mai roșiatică sau mai portocalie. Sau, în cazul celor cu pigment rece, pielea va deveni aproape albăstrie în momentul în care pui alb, da? Lângă pielea rece, cu subton rece. Da? Dacă ai subton cald,
cald. Dacă ai sub ton cald, pielea va deveni călbuie, da? Pentru că iese în evidență. În momentul ăla iese în evidență pigmentul cald. Și dacă ai pigment rece, sub ton rece, automat pielea ta va deveni cumva albăstrie, așa. Iarăși, o altă metodă de determinare a subtonului pielii este dacă sau nu vă bronzați. În cazul în care vă duceți la soare, la mare, vă duceți și voi la piscină, ca toți oamenii, și se întâmplă să vă ardeți direct, adică v-ați înroșit și v-ați ars și vă ustură pielea, este mai mult ca sigur că aveți pigment rece, pentru că pigmentul rece nu se... subtonul rece, când spun pigment să vă gândiți la subton, pentru că subtonul rece, de regulă, subtonul rece nu acceptă soarele, da? Nu se bronzează, nu se înroșește. Și prin urmare o să aveți o mare problemă. Dacă aveți subton cald al pielii, atunci vă veți bronza, vă veți face maroniul ăla frumos, un portocaliu ăla închis, de exemplu. Și o mare problemă pe care o veți avea din cauza soarelui va fi că veți face pete, foarte multe pete, și vă vor apărea și foarte mulți pistrui. Asta nu înseamnă că persoanele cu subton rece nu pot să facă pete. Ba da, și persoanele cu subton rece pot face pete, ba din contră, s-ar putea să facă în anumite situații mai multe pete decât cei cu subton cald, tocmai pentru că este... pielea lor nu acceptă soarele, dar astea sunt chestii particulare, adică nu e. Regula generală este că se ard, persoanele cu subton rece se ard, persoanele cu subton cald se bronzează frumos și se pătează. Dar bineînțeles că și persoanele cu subton cald, în anumite condiții, dacă nu stai și n-ai grijă la soare, te poți arde, da? Deci și dacă și eu mă ard, dacă stau la soare și n-am grijă. Normal. Dar încă un aspect legat de asta, apropo de soare, și de hormoni și de toate cele, în general, persoanele cu subton rece sunt mai predispuse la cuperoză și la erupții din astea cutanate, în special în zona feței. Nu neapărat, nu e o regulă generală, dar sunt mai predispuse, în special la cuperoză, da? Înainte de a intra efectiv în culori și în toată teoria asta, există o împărțire care spune că persoanele cu subton rece vor fi predispuse la a avea ochii de culoare rece, părul, pigmentul din păr va fi rece și că ar trebui să porți nuanțe reci, iar cealaltă parte, cealaltă baricadă, persoanele cu subton cald vor avea în general un ochi verzi, un hazelnut, căprui, un albastru, dar din ăla foarte cald cumva, un blond deschis cald, vor avea părul cu blond deschis cald, vor fi blonde sau un șaten din ăla cu maro, așa, nuanța aia de castană. Astea sunt împărțirile, să spunem, naturale, ale cam așa ar trebui să ne naștem noi. Eu m-am născut morcov, de culoarea morcovului, cu ochii negri, care teoretic ar trebui să aparțină subtonului rece. Dacă aveți subton neutru, iarăși s-ar putea să le intercalați ca mine, doar că eu am subton cald. Eu știu sigur că am subton cald, doar că, vă repet, sunt o ciudățenie a naturii, dar până să ajungem la mine, mai spun mulți că există o împărțire pe sezoane, pe anotimpuri, le zic sezoane din engleză, pe anotimpuri, a culorilor și cum ar trebui să porți culorile în funcție de ce anotimp reprezinți tu. Spre exemplu, eu, având în vedere coloristica mea, ar trebui să fie o toamnă fericită, ceea ce nu sunt sub nicio formă și nici nu-mi plac culorile asociate toamnei pe mine. Mie mi se recomandă să port verde și știți cât de mult iubesc verdele, verde și mai ales verde din ăla khaki, verde din ăla închis așa cald, nu verde smarald, că la verde rece, atenție, portocaliu, maro,
galben, un galben mai închis, dacă se poate, și să mă țin la distanță fix de albastru, de verdele smarald, de nu știu, mov și așa mai departe. Și o să vedeți că nu se întâmplă treaba asta în cazul meu. Deci asta este o teorie, eu doar am vrut să vă aduc în atenție faptul că există această împărțire pe anotimpuri. Dacă vreți să țineți cont de ea, e ok. Dacă nu vreți să țineți cont de ea, e perfect ok și așa, nu e nicio problemă. Personal, sunt de altă părere, v-am mai spus părerea mea și o să o întărim puțin în următorul punct care vine. Dar până la a vorbi despre culori și ce culori ni se potrivesc și ce culori să purtăm, mă gândesc că este bine să ne oprim asupra machiajului și asupra culorii părului, pentru că aici avem mari probleme. Eu sunt de părere și în urma lucrurilor pe care le-am studiat și, în general, oamenii, specialiștii care se ocupă cu așa ceva, că sunt, să știți, sunt numai la casele de modă, dar și în industria cosmetică, sunt specialiști care se ocupă cu asta, cu asortarea culorilor, adică cu asortarea pigmenților, cu pentru pigmentul cald, nu știu, cald cu tentă portocalie, ce culori se potrivește. Sunt astfel de specialiști care asta fac, asta e meseria lor, să potrivească pigmenții și culorile. Specialiștii spun că este bine să îți urmezi natura, adică dacă ai subton rece, să mergi pe o nuanță a părului și a machiajului rece. Dacă ai subton cald, să mergi pe o nuanță caldă a părului și pe machiaj cald. Dacă ai pigment cald, dacă ai subton cald și îți pui un machiaj rece, vei arăta foarte rău. Îți va scoate în evidență toate venele, îți va face fața să pară foarte pământie. Dacă îți alegi o nuanță de păr rece și tu ai părul, și tu ai pielea caldă, pielea ta va deveni brusc foarte palidă, foarte obosită. Da? Asta pentru că lucrul ăsta se întâmplă pentru că părul, machiajul, se presupune că fac parte din noi, că suntem noi, că nu e o entitate separată de noi. Asta nu înseamnă că dacă ai subton cald nu poți purta machiaj rece. Ba da, dar sunt anumite condiții, sunt anumiți pași pe care trebuie să-i respecti în plus față de cei care au subton rece. Dar vorbind la general, dacă vrei o regulă generală, este bine să ai grijă să nu spui machiaj rece dacă ai subton cald, să nu-ți faci părul într-o nuanță rece dacă ai subtonul cald. Da? În momentul în care îți alegi culoarea părului, îți alegi culoarea machiajului, să ții cont de treaba asta. Și aici contează foarte mult. Având în vedere că părul este parte din tine, că machiajul face parte din tine, machiajul trebuie să te scoată în evidență, nu să te facă să înrăutățească lucrurile, automat trebuie să ai grijă să asortezi nuanțele sau culorile sau tonurile, subtonurile culorilor pe care le folosești la subtonul pielii tale. Da? În schimb, în momentul în care vorbim de haine, teoria mea este cu totul alta și o să vă explic imediat de ce. Hai să ne oprim un pic asupra culorilor, că este foarte important. Teoria culorilor. Poate facem un clip detaliat doar despre culori și despre subiectul ăsta. Recomandarea mea, dacă vi se par năucitoare informațiile astea și n-ați înțeles niciodată care e treaba cu asta, și anume roata culorilor, și n-ați înțeles cum se combină culorile, recomandarea mea este să vă uitați măcar la niște cursuri de pictură. Nu neapărat ca să învățați să pictați, ci ca să învățați cum se combină culorile și ca să învățați rostul lor. Dar noi la bază avem trei culori primare. Roșu, Sfântul Galben și Sfântul Albastru. Da? Sunt culorile primare care, de la care pleacă toată povestea noastră cu culorile. Teoretic și practic, până la urmă, culorile astea de bază, culorile primare, sunt neutre. Nu sunt nici reci, nici calde. Sunt undeva la mijloc. De-aia, în momentul în care vă veți uita la un roșu, știți că vă mai ziceam eu și în alte clipuri, e roșu pur, e roșu, nu e nici cald, nici rece, este roșu de mijloc, e roșu, ei, aia este culoarea neutră și am să încerc să vă pun o diagramă ca să înțelegeți diferența dintre roșu cald, roșu rece și roșu clasic. Așa sunt
culorile astea primare. Deci ele, la bază, sunt neutre. Problema se complică în momentul în care începem să combinăm aceste culori. Conform teoriei culorilor, avem culorile secundare, care sunt obținute din combinarea celor trei culori primare. Și anume, a două culori primare. Da? Și anume, combinăm roșu cu galben, ne obținem o culoare caldă numită portocaliu, orange, cum vreți să-i spuneți. Combinăm albastru cu galben, obținem o culoare secundară numită verde. Ei, dar ce ne facem când punem mai mult galben în acel albastru? Da? Acel verde nu mai este verde clasic, nu este verdele neutru, să spunem, ci este un verde mai cald, pentru că are o cantitate mai mare de culoare caldă în el. Ei, vedeți, de aici teoria mea, cum că nu există doar culori reci și culori calde, pentru că majoritatea oamenilor merg pe principiul ăsta. Avem culori reci, culori calde și am terminat povestea. Roșu este culoare caldă, deși el clar se vede de la o poștă, că de exemplu ăsta este un roșu rece, da? Pentru că are albastru în el. Este un roșu mai închis. Când roșu se îndreaptă spre mov, automat devine mai închis și mai rece și se face un roșu rece. Bun. Deci, de-aia spun că există culori reci cu subton cald, așa cum există culori calde cu subton rece. Există roșu rece, tocmai ce am discutat despre el, există galbenul rece, care are o idee de albastru în el și atunci se face un pic verzui, așa, se face un pic mai rece, da? Există roșu cald, bineînțeles, care are mai mult galben în compoziție și automat îl face să fie mai cald. Și tot așa, toate culorile pot avea o doză de albastru sau de galben sau de roșu în ele și asta să le transforme, da, din culori reci să le facă culori calde. Mare atenție la aspectul ăsta, pentru că este sărit de foarte multă lume. Multă lume nu-l ia în considerare. Și este un lucru care e foarte important atunci când vrei să-ți asortezi hainele, când vrei să te gândești la ce porți. Cel mai simplu este să gândiți că și culorile au subtonul lor, la fel cum și pielea are subtonul ei. Da? Deci merg mână-mână. Și ca să vă dau un exemplu simplu, o să vă arăt aici o comparație între roșu cald și roșu rece. O rochie pe care o port eu și este caldă, roșu mai cald. Este drept, diferențele nu sunt foarte mari pentru că eu știu cu ce îmi stă bine și știu ce îmi place și știu că către lucrurile alea gravitez, dar am încercat de dragul exemplului să fac cumva o comparație. Am luat rochia pe care o vedeți pe mine, care este un roșu rece, cu rochia cealaltă, care este un roșu ușor mai cald. Diferențele, repet, nu sunt sesizabile pentru foarte mulți oameni, dar pentru mine sunt. Da? Și ca să puteți observa diferența dintre ele, ca să vedeți că totuși există o diferență și trebuie să vă concentrați și asupra subtonului culorii pe care o vreți să o purtați, nu doar asupra culorii în sine. Pentru asta cel mai simplu este să vă uitați la niște clipuri din asta de cum se combină culorile legat de pictură sau de desen sau cum vreți voi, ca să vă reîmprospătați memoria în ceea ce privește culorile. Apoi, hai să vedem, să ajungem la partea cea mai dureroasă. Cum asortăm culorile la subtonul pielii noastre, nu la culoarea pielii noastre. Deci, întotdeauna culorile pe care le purtăm se asortează la subton. De ce la subton? Pentru că ăla, în ciuda faptului că este subtonul, ăla dă tonul muzicii, ca să spunem, în ceea ce privește aspectul nostru. Subtonul este cel responsabil de felul în care ne percepe lumea, dacă suntem mai palide, dacă suntem mai vioaie, dacă arătăm mai bine sau mai puțin bine. O să revin la o chestie pe care am spus-o în emisiune și care știu că este arzătoare pentru mulți oameni și cel mai probabil în 90% din clipurile pe care le veți căuta pe internet pe tema asta nu o veți găsi, din contră veți găsi opusuri, dar eu simt nevoia să întăresc treaba asta și să spun că am experimentat și am văzut de-a lungul timpului că funcționează și este o versiune mai bună. Adică, eu spre deosebire de majoritatea oamenilor, consider că este bine să mergi pe opus. Adică, ai subton rece, să te îmbraci în culori calde. Ai subton
cald, să te îmbraci în culori reci. Desigur, este bine să ne ferim de extreme. Adică dacă ai un subton foarte rece, nu-ți vei lua pe tine o bluză super roșie, super caldă sau un galben din ăla așa cald. Știți, un galben din ăla de floarea soarelui sau un portocaliu așa. Pentru că atunci, clar, contrastul este prea puternic. Dar ideea de bază ar fi, prin hainele pe care le purtăm, dacă machiajul și părul respectă regula, să mergem pe regula contrastului. De ce să mergem pe regula contrastului? Pentru că hainele trebuie să ne scoată în evidență. În momentul în care vei purta același subton de culoare și aceeași culoare cu subtonul pielii tale, în momentul respectiv, hainele te vor ascunde. Va deveni tot un melanj, așa, totul va fi aceeași nuanță, aceeași culoare de sus până jos și tu nu te vei mai vedea din hainele respective, da? În momentul în care pui pe tine haine ca să ieși în evidență, trebuie să pui opusul, da? Să te scoată în evidență. Opusul scoate în evidență, întotdeauna asta face, da? Și este o teorie pe care am preluat-o, cum am zis, din copilărie, de la Ovidiu Buta. Ovidiu Buta, care acum nu știu pe la ce emisiune este, dar da, mi se pare o teorie absolut genială și mi se pare că este foarte bine de aplicat, pentru că scopul nostru în viața asta nu este să ne ascundem după haine, deși știu că multe femei, din păcate, cred lucrul ăsta, dar scopul nostru în viață nu este să ne ascundem după haine, ci scopul nostru este să ne simțim bine și să ieșim în evidență într-un mod frumos prin hainele pe care le purtăm. Că oricum ieșim în evidență, să știți. Deci oricum, fie că vrei să te ascunzi, tot ieși în evidență. Prin urmare, hai să facem ceva cu aspectul ăsta, da? Deci, regula mea de bază este că merg pe culori reci de regulă, da? Fie că este roșu, exact ce vă ziceam mai devreme, este roșu, port o culoare rece. Și o să revin la exemplu cu cele două rochii roșii, da? Uitați-vă la rochia în care sunt, în rochia roșie cu subton cald, roșu cald, să vedeți că cumva totul se... Bine, roșu este o culoare care oricum contrastează cu majoritatea nuanțelor de piele deschisă, da? Nu știu dacă e cel mai bun exemplu, dacă ai idee. În momentul în care porți o nuanță caldă, cumva totul devine un melanj. Nu mi se mai văd reflexiile din păr atât de bine, nuanța pielii mele parcă nu mai este la fel de caldă, cumva totul se leagă așa într-un mod... E acolo. Știți? Dar în momentul în care am rochia asta și mă văd și în ecranul de la cameră, rochia asta din start îmi scoate, fiind rece, îmi scoate nuanțele calde din păr, da? Părul meu parcă radiază mai mult. Părul meu, respectând regula, adică părul meu este în nuanță caldă pe piele caldă, da? Așa, deci părul meu radiază mult mai bine. Mi se văd șuvițele mult mai bine, parcă pielea mea este mai caldă. Bine, eu sunt într-o perioadă în care acum sunt extrem de albă pentru că nu m-am mai văzut soarele de foarte mult timp. Dar cine mă vede poate să creadă că am pigment rece, dar nu, am pigment cald. Dar automat când am pus rochia asta pe mine... Pielea mea s-a încălzit, așa, cumva a căpătat o nuanță mai caldă, da? Iese în evidență nuanța asta caldă a pielii mele, iese culoarea părului meu la fel, iese în evidență mult mai bine. Culoarea ochilor nu iese în evidență, că, repetăm, e rece, este negru, dar înțelegeți voi. Apoi, ca să vă mai dau încă un exemplu, m-am filmat în mai multe situații, astfel încât să vedeți diferența. Și ca să vă demonstrez încă o dată, am luat rozul ăsta pudrat, o rochie în roz pudrat, așa, un roz din ăsta pudrat, mai închis, așa, care, de fapt, este o nuanță caldă. E un pic merge așa către neutru, da, către zona aia mai gri, dar... E totuși o nuanță caldă care se apropie cumva și de pigmentul pielii mele. Uitați-vă la pielea mea că pare mai palidă decât atunci când port ceva, da? Și asta e o nuanță caldă și este o nuanță care teoretic ar trebui să o port. De-aia vă spun că nuanțele care mi se recomandă mie, portocaliul, nu face decât să-mi scoată toți pistruii în evidență. Personal nu iubesc chestia asta. Portocaliul este singura culoare caldă care cumva îmi scoate tonurile calde din piele în evidență. Doar că le scoate într-un mod
foarte puternic și care contrastează cu absolut tot și mi se pare că arată rău. Așa, de-aia mă feresc de portocaliu, deși mi se zice să port portocaliu verde. Nu-mi place mie verdele de principiu, exceptându-l pe la smarald, da? Asta e un pitic de-al meu. Maro. Nu-mi place maroul. Odată că nu-mi place și în al doilea rând, dacă aș pune maro la părul ăsta, care este cumva în zona aia de șaten, de maro, de blond, închis, de nu știu ce, iarăși ar fi un melanj total așa, ar fi cumva aceeași culoare care s-ar repeta în mai multe nuanțe. Și a deveni odată foarte plictisitor și în al doilea rând m-aș confunda cu hainele de port. Nu asta îmi doresc, ci îmi doresc ca hainele să mă pună în evidență, să mă scoată în evidență frumos. Iarăși un alt lucru pe care Ovidiu Butal spunea, nu pui niciodată, nu te îmbraci dacă ești brunetă și ai păr închis la culoare, nu te îmbraci în negru din același principiu. N-are sens să te îmbraci în negru și să fii toată în negru, că nu te mai vezi. Și dacă ești șatenă sau blondă sau așa, nu te îmbraci în marouri, în bejuri, în cremuri și în nuanțe din astea, pentru că iarăși nu te vezi. Dacă ai pielea foarte deschisă la culoare, nu pui o nuanță de crem pe pielea ta, da? Pentru că nu dă bine. Apoi, un alt aspect pe care vreau să vi-l spun, pe care l-am remarcat de-a lungul timpului și care cumva mi-a întărit convingerea că teoria asta este bună, este faptul că întotdeauna, dar absolut întotdeauna când port culori reci, când port culori care teoretic nu sunt pentru pigmentul meu, întotdeauna primesc cele mai multe comentarii de la voi cu cât de bine arăți, cât de luminoasă ești, cât de radioasă ești, cât de bine-ți stă. Vai, da ce frumos radiezi, vai, da ce culoare frumoasă ai la păr, vai, da cât de frumos e părul tău. Deci nu vreți să știți. Comentarii despre părul meu și despre nuanța părului meu primesc întotdeauna numai când sunt îmbrăcată în blo, care este clar o nuanță deschisă rece, da? N-are nicio treabă teoretic cu subtonul pielii mele, bleu este rece, punct. N-ai cum să ai un bleu cald, deci bleu e rece, că dacă e cald, după aia o dăm mov sau în alte nuanțe, da? Deci bleu este strict rece. Liliachiul ăla rece, da? În movul ăla rece, deschis, atunci primesc cele mai multe comentarii de la voi, la fel când port roșu, mă rog, roșu v-am zis, este o nuanță, nu vă comparați cu roșu de obicei, dacă vreți să începeți, nu începeți cu roșu și dacă vreți cumva să testați teoria asta pe care vi-o spun eu, încercați să nu o testați cu culorile primare, pentru că este destul de greu, da? Duceți-vă către verde, către mov, către alba, către portocaliu, către marouri, către alte culori și testați acolo teoria asta, nu cu culorile primare, pentru că v-am zis, astea pot fi neutre. Așa, iarăși când port nuanțe de albastru, că știți că mie îmi place mult albastru, de fiecare dată când port albastru primesc complimente de la voi și asta mi-a întărit ideea că teoria asta este adevărată și are ceva adevărat în ea. Repet, un lucru foarte important este să nu mergeți pe extreme, adică dacă aveți o piele super deschisă, nu mergeți pe nuanțe foarte, foarte reci, da? Închise și foarte reci, da? Pentru că atunci contrastul este mult prea puternic, dar puteți să jonglați, puteți să vă jucați. Și cu siguranță, cea mai mare parte și cea mai dificilă, din păcate, este partea asta de experimentat. Trebuie să experimentați, trebuie să vă jucați. Pe lângă asta, mai trebuie să vă și acomodați cu culoare. Așa? Fiindcă iarăși e o problemă generală în România, femeile, mai ales femeile, nu poartă culori și nu poartă culori vibrante, nu poartă culori care să le pună în evidență, le este frică, de parcă ar fi un păcat să pui un roșu pe tine care să scoată pielea în evidență și părul și ochii și, da? Iarăși este o întreagă teorie cum că persoanele cu părul cu subtonul rece ar putea să poarte numai alb și negru, restul nu. Adică cele cu subton cald ar trebui să poarte marouri, bejuri din alea calde, nu bejuri reci și așa mai departe. Repet, teoria lui Ovidiu Buta, dacă ai pielea rece și părul rece, mai bine să te ferești de negru, pentru că este prea multă nuanță rece, prea multă culoare rece la un loc și o să pari palidă. Pe lângă asta, o să pari foarte distantă. O mare problemă a persoanelor care au subton rece este că par distante.
știți, par așa, sunt persoane, chiar am auzit de multe ori treaba asta, eu lucrând cu oameni, am auzit de multe ori treaba asta spunându-se de anumite persoane care aveau un subton rece al pielii, că e parcă înțeapă așa, nu știu, parcă... Dar tu era, adică personalitatea omului era perfect ok, doar că dădea impresia asta din cauza subtonului pielii și mai purtea și culori reci și cumva devenea așa, dădea o atmosferă, dădea impresia de o atitudine din asta foarte glacială și bănuiesc că nu asta ne dorim. Dacă aveți, din punctul meu de vedere, dacă aveți subtonul rece, mai bine să vă feriți de alb și negru. De alb care este din același, știți că există un alb rece. Iarăși am încercat un sacou care este alb, un alb mai recicuț așa. Albul rece este albul, culoarea de hârtie teoretic ar trebui să fie neutră, dar dacă punem un pic albastru așa lângă ea, se vede că are ceva reflexii albastre. Albul rece este un alb care are un picuț de albastru în el. Ca să vă faceți o idee, pe vremuri femeile când spălau la râu hainele sau aveau lenjerii albe din cânepă sau din bumbac sau când spălau de mână, nu neapărat la râu, puteau câte o picătură de cerneală ca să iasă foarte albe, să iasă alb. Deci și albul în sine este foarte greu să-ți dai seama care e nuanța neutră la alb, da? Pentru că albul ar trebui să determine culoarea luminii, care lumină tehnic vorbind nu e solidă, da? Dar ca să-i dăm o culoare și luminii zicem că e alb. Da, există și alb cald, adică genurile alea de crem, off-white, cum spun unii, și alb rece. Dacă aveți sub pigmentul rece, încercați să vă feriți de negru cât se poate și să purtați alb, dar un alb care să fie puțin mai călduț, da? Nu foarte cald, că contrastează foarte repede cu pielea voastră, dar o idee să fie un crem foarte, foarte deschis, așa, ceva foarte, foarte, foarte light. Iar în cazul în care aveți subton cald, am făcut eu un exemplu aici, am un sacou care este exact un alb rece și care, vedeți, că iarăși îmi pune în evidență, îmi scoate în evidență foarte bine nuanța părului și nuanța pielii, da? Deci, merge să purtați alb și negru, dar cu precădere dacă aveți subton cald. Dacă aveți subton rece, e mai complicat și pentru alb și pentru negru. Apoi, se mai pune întrebarea pe care mi-a pus-o și Georgia, și e foarte bună de altfel, ce facem cu griul? Griul fiind combinație dintre alb și negru. Ce facem cu griul? Griul este o culoare sau o combinație de două culori foarte dificilă. Este foarte dificilă pentru că arată bine foarte greu. Există nuanțe de gri care de regulă nu este doar alb și negru, nu este combinația dintre alb și negru, mai trebuie să fie o culoare acolo amestecată, ori un pic de albastru, ori un pic de nu știu, roșu, ori un pic de galben, oriceva există în acel gri care poate să arate foarte bine. Dar de preferat, recomandarea astrologului, având în vedere că avem o paletă atât de largă de culori, să ne ferim de gri, da? Adică nu e cea mai bună soluție griul, poate fi purtat, în anumite situații arată bine, dar hai că să ne concentrăm pe gri, că avem alte opțiuni mult mai bune, da? Dar revin cu ideea că ar trebui să purtăm culori, că nu contează culoarea pielii atât de tare decât în ceea ce privește asortarea culorilor în fashion și atât. În rest, culoarea pielii este irelevantă din punctul meu de vedere, fie că ești alb, că ești negru, că ești verde, că ești portocaliu, că ești așa, ești om. Nu asta îți dă valoare, culoarea pielii. În al treilea rând, recomandarea astrologului este să experimentați, pentru că nu o să poată nimeni să vă dea soluția perfectă. Tu ai păr blond, poartă galben. Nu, galben în general, pe blondele cu păr cald, în mod special, arată rău. Deci arată rău. Chiar Pebbles îmi spunea odată, zice, mă, tu ești una din puținele blonde care poate să poartă galben. Da, tocmai pentru că eu sunt o ciudățenie naturii. Și acum hai să vă zic, că v-am tot fiert, bănuiesc că nu mai puteți să dormiți de curiozitate și de ce am zis eu că sunt o ciudățenie a naturii. Pentru că eu, tehnic vorbind, sunt, am vene verzi,
Sunt foarte verzi chiar, foarte verzi, atât de verzi încât vena asta de aici, care astăzi simte nevoia să-și facă prezența simțită de azi de dimineață, mă scoate din sărite maxim, că am pus 3 tone de anticearcă și de fond de ten peste ea și tot vrea să iasă la suprafață. Vena asta mă face să par bătută la ochi, știți? Am o venă fix aici, fix pe marginea cearcănelor. Și am venele verzi, chiar foarte verzi. Doar că, da, pigmentul meu este cald, doar că alege să se, pielea mea în sine alege să se bronzeze ciudat. Adică, pe o parte mă bronzez, pe o parte mă ard, pe o parte mă bronzez, pe o parte mă ard. În unele locuri pielea mea arată ca și cum ar fi, avea sub ton neutru, în alte locuri ca și cum ar avea sub ton cald. Per ansamblu, per total, dacă e să o iau așa, am sub ton cald. Și mai există și ciudățenia aia cu ochii care sunt negri și care teoretic ar trebui să fie pentru persoanele cu sub ton rece. Dar da, de aia sunt o ciudățenie a naturii. Plus că dacă mă bronzez, mă fac portocalie, da? Adică nu ai dovadă mai mare pe lumea asta decât în momentul în care m-am bronzat și mă vedeți că mă fac, efectiv, de nuanța asta mă fac când mă bronzez, de aia mă bronzez foarte rar. Pe lângă asta nu mai zic horror, show horror pe care l-am întotdeauna cu petele și cu pistruii, pe care îi urăsc din suflet. Dar și eu teoretic sunt, am pigment cald, dar am, se întâmplă anumite lucruri cu pielea mea care sunt total ciudate și care ar denota faptul că am pigment neutru, dar nu am, am pigment cald, dar reacționează câteodată ca și cum aș avea pigment rece. Este foarte ciudat, dar în timp am învățat să mă joc cu treaba asta și repet, contează foarte mult să vă gândiți la culori ca și la piele, la subtonul lor, da? Să vă gândiți și la subtonul culorilor, nu doar la culoarea în sine. Da, asta este roșu, ok, nu contestă nimeni treaba asta, este roșu, dar roșul ăsta are un subton rece, are un pic de albastru acolo care îl închide puțin. Bun, dar sper că a fost destul de clară și sper că v-am mai iluminat așa cât de cât ideea asta despre culori și despre ce să purtăm. Eu merg pe principiu că e mai bine să purtăm culori oricând, orice culoare, decât non-culoare sau să ne îngropăm în negru sau în gri sau în bejuri, așa. Deci prefer oricând să mergem pe culoare. E chestie de experimentat, e și chestie de gust până la urmă, că până la urma urmei important este să te simți bine și să-ți placă ceea ce porți. Dar dacă vrem să ținem și cont de aceste reguli, eu cred că am reușit cât de cât să pun așa niște lucruri în discuție, măcar dacă nu v-am făcut lumină în minte, deși sper din tot sufletul că am făcut puțină lumină în sensul ăsta. Dacă aveți întrebări, le aștept cu mare drag, oricând puteți să-mi spuneți, pentru că îmi dau seama că este destul de complicat subiectul. Nu uitați să dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut. Veniți și pe Instagram, că vorbesc acolo în fiecare zi cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip.